Ce vom pleca în față asta? Copia și haideți. Plec. Deci începeți de la ăsta. Ce vom pleca în față asta? Copia și haideți. Plec. Deci începeți. Dacă se aude. Ok. Mapa Black Budget. Eu intru să văd ce ăsta. Numai că îmi dă crash, nu știu ce are. Merg la community. La comunitate. Fă vloguri. Prietenul nostru Robin ne-a spus să facem și noi vloguri, dar noi nu vrem. Do you find your daughters? What? Ok. Intră pe Sampa acum. Nu. Acum intrăm pe joc. Intrăm pe Black Badger.
să dăm un pic mai încet. De fapt, stai că nu cred că afectează nimic. Sper că să mă aud bine și tare. Stai că trag asta lângă mine acolo. Ok. Da, uite că l-aveți în descriere, nu mai fac griji. Și asta trebuie să... Ok. Hai să sunăm la taxi. Servicetar.
SMS mesaje. Scuzați-mă puțin. Ați ajuns deja? Vorbesc cu sora mea, fiindcă a plecat astăzi în Austria și vreau să mă asigur că a ajuns cu bine. Deci, vreau să ajung cu bine. Și cam da. Unde-i taxiul ăla? Today, we marched on from Fort Strother after sunrise to a creek village where our troops fought the savages and shot them like dogs. Honey, it's time for bed. Hang on a second. I'm killing a squaw. Take that, you pagan bitch. No, no. Him and his commemorative miniatures. My husband was getting so bored working and he didn't have an interest to spend money on. But he's always loved history. Then I heard about grown men who like to play with toy soldiers. War is so interesting. With commemorative miniatures, I began by faithfully rebuilding the Charge of Life Gate. And after that, the Trail of Tears. I've built accurate recreations of 15 significant battles, as well as training camps, prisoner of war camps, and forced labor death camps. Now I spend all my time painting toy soldiers and attending conventions. Commemorative miniatures. They're instantly collect. By recreating scenes of mass slaughter from the past. Reenacting battles is great for your marriage, too. One night, my husband's General Custer. The next, Napoleon. On Saturdays, I'm a Cambodian villager. And he's a GI that has his way with me. Then I kill him. Commemorative miniatures. Notice the sunt bine cu prietenul, ne scrie Ana. Bata acolo, Ana se lasă cu un gust excepțional tot ce se întâmplă în bucătăria ta. Unde de la Carla Dreams am pregătit pentru tine Havana cu Camila Cabello și Young Thug. Rămâi în continuare cu mine la prietenul. Să vă mulțumim.
day of liberation is here. Throughout history, only the biggest and strongest survive. Being big means you're successful.